Permisiunea noastră să-mi scot masca. Vă salut cu drag la această întâlnire a noastră. Prieteni, astăzi se împlinesc 28 de ani din ziua când a fost semnat acordul cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. De reținut că acordul din 92 se referă în exclusivitate la încetarea focului, crearea Comisiei Unificate de Control și a zonei de securitate. Vreau doar să vă reamintesc ca și preambul că deputații Platformei de Demnitate și Adevăr au avut mai multe luări de atitudine în ultimul timp vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în zona de securitate, de incompetență, cu referire și la incompetența organelor constituționale de a lua o atitudine fermă față de încălcările grave ale acestui acord. Vă reamintesc, 28 de ani în urmă, a fost semnat acordul de încetare a focului. Îmi propun astăzi să fac o radiografie a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani. Foarte succint mă gândesc să reușesc și, în special, să identific problemele și poate sugerez câteva idei care ar putea fi preluate. Așadar, trebuie de spus că operațiunea de menținere a păcii a avut rolul ei încetarea focului și separarea forțelor beligerante. Cu timpul însă, și aceasta trebuie de remarcat în special, această operațiune de menținere a păcii s-a transformat într-un factor de conservare a situației, de trenare a negocierilor și de încurajare a tendinților obstrucționiste a liderilor transnistreni. La distanța de 28 de ani de la acele evenimente tragice, în regiune se fac remarcate schimbări profunde și îngrijorătoare. Are loc militarizarea excesivă și inexplicabilă pentru un conflict înghețat. Iar ultimele provocări vin doar să ne convingă că situația poate deveni incontrolabilă în orice moment. În toți acești ani, eforturile părților ruse și transnistrene s-au conturat în acțiuni de consolidare a potențialului militar al subunităților pacificatoare ruse și transnistrene, organizarea aplicațiilor militare ale grupului operativ a trupelor ruse și structurile militarizate transnistrene, ceea ce contravine flagrant prevederilor acordului din 92. În conformitate cu prevederile acestui acord, părțile urmau să-și evacueze din zona de securitate toate unitățile militare, formațiunile paramilitare, tehnica de luptă și armamentul. Republica Moldova și-a onorat aceste obligațiuni, pe când regiunea transnistreană are și astăzi dislocate în zona de securitate peste două treimi din potențialul său militar, precum și posturi ale altor structuri de forță care nu sunt prevăzute de acordul menționat. Pe parcursul anilor, în zona de securitate, un teritoriu ce se întinde pe ambele maluri ale Nistrului, având aproximativ 225 de kilometri lungime și 12-16 lățime, au existat mai multe situații tensionate. Astăzi, în zona de securitate, este dislocat majoritatea potențialului militar al regiunii, 80%, unități militare, centre de instruire, depozite, ceea ce contravine, așa cum am spus mai sus, a acordului din 21 iulie 1992. Crește efectivul structurilor de forță transnistrene, se extinde spectrul de misiuni în zona de responsabilitate a forțelor pacificatoare, iar contingentul militar rus este dotat cu tehnică militară din ce în ce mai performantă. Este știut că partea rusă susține necondiționat Tiraspolul, așa cum ne-a și deprins pe parcursul anilor, colaborează cu regimul anticonstituțional pentru a consolida potențialul militar al forțelor așa numite pacificatoare ruse și transnistrene, organizează aplicații militare ale grupului operativ a trupelor ruse ale Federației Ruse, fără a întreba de partea moldoveană, ceea ce face ineficientă, practic, activitatea Comisiei Unificate de Control. Prezența și activitatea posturilor fixe ale structurilor de forță în zona de securitate este calificată de Tiraspol drept formațiuni care
marchează frontiera de stat a Remenie cu Republica Moldova. Apropo, primul post al trupelor de grăniceri, din ghilimele, transnistrian, a fost amplasat lângă Bender încă pe 21 ianuarie 1993. Lipsa de reacție a organelor constituționale atunci, ca și astăzi, de altfel, a amplificat poftele structurilor separatiste și astăzi, în zona de securitate, sunt amplasate 22 de posturi fixe transnistriene ale organelor vamale și de grăniceri. Iar de curând, încă câteva zeci de posturi de pe perioada pandemică. Unele dintre acestea au fost instalate chiar în locul unde anterior erau staționate 5 dintre posturile forțelor mixte de pacificare, reduse, așa cum v-am spus, conform acordului din 1998, care a fost 20 martie, care a fost semnat la Odessa. Urmează să reținem că acordul din 21 iulie 92 între Republica Moldova și Federația Rusă a confirmat rolul Rusiei ca pacificator și garant, însă Moscova, de la bun început, nu a fost imparțial în calitatea sa de pacificator. Nu a intervenit atunci când administrația de la Tiraspol a dislocat în zona de securitate formațiunile sale militare, instalând posturi de grăniceri vamale și de migrație. Conflictele apărute în zona de securitate au demonstrat că atât Comisia Unificată de Control, cât și Comandamentul Militar s-au dovedit a fi incapabile să aplice mijloacele și metodele disponibile pentru a proteja cetățenii și instituțiile de încălcare a drepturilor lor, precum și să asigure ordinea de drept în zona de securitate. Forțele pacificatoare s-au limitat la funcția de statiști, contribuind prin inacțiunea și pasivitatea lor la consolidarea regimului separatist. Comisia Unificată de Control s-a dovedit a fi incapabilă să dirigeze pe deplin operațiunea de menținere a păcii, iar eficiența ei, în ghilimele, asupra căreia în mod permanent insistă reprezentanții Federației Ruse și regimului transnistrian, este una aparentă. De fapt, în pofida documentelor semnate, pe tot parcursul perioadei de după 1992, administrația de la Tiraspol a militarizat intens zona de securitate. A reușit să păstreze prezența militară a Federației Ruse pe baza principiului sincronizării, să finalizeze edificarea structurilor puterii și să devină o parte a procesului de negocieri fără niciun fel de cedere. Până în prezent, nici Comisia Unificată de Control, nici Comandamentul Militar Întrunit nu au obținut o informație deplină privind structura, componența, dotarea cu armament și sarcinile pe care le îndeplinesc unitățile transnistrene. Circumstanțele menționate denotă faptul că operațiunea de menținere a păcii nu este în stare să realizeze unul din scopurile sale principale, demilitarizarea zonei de securitate, după cum este prevăzut în documentele ce reglementează desfășurarea operațiunii. Pentru obținerea unor succese vizibile, se cere echilibrarea influenței nelimitată, practic, a Federației Ruse, care este mediator, garant și parte interesată în calitatea sa de cel mai important susținător al regimului de la Tiraspol. De fapt, Moscova își garantează în regiune doar propriile interese. Situația din zona de securitate confirmă faptul că mecanismul existent de menținere a păcii nu poate asigura realizarea deplină atât a prevederilor acordurilor din 1992 și 1998, cât și a hotărârilor adoptate nemijlocit în cadrul Comisiei Unificate de Control. Cu titlul de concluzie, ar merita să reținem că operațiunea de menținere a păcii desfășurată în regiunea transnistriană a Republicii Moldova, nu este capabilă să asigure scopurile fixate în acordurile din 92 și 98, precum și respectarea drepturilor cetățenilor. Aceasta a fost utilizată drept paravan pentru consolidarea regimului separatist de la Tiraspol. Operațiunea actuală este, din punct de vedere al dreptului internațional, o intervenție legală a altui stat, în cazul dat a Federației Ruse, în treburile interne ale Republicii Moldova, la cererea organelor constituționale ale acesteia. Potrivit multiplelor declarații ale diferitor oficiali din cadrul structurilor de stat ale Federației Ruse, această operațiune este, citez, una din cele mai eficiente operațiuni de menținere a păcii,
desfășurată la sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21. Și forțele ruse nu vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, am încheiat citatul anterior, și forțele ruse, sigur, de curând un alt demnitar, spunea că forțele ruse nu vor părăsi teritoriul Republicii Moldova în mod magic. Anume, exclusivitatea și eficiența sa au transformat această operațiune într-un paravan, într-un scut de securitate ce asigură protecția, existența și dezvoltarea regimului neconstituțional de la Tiraspol. Ineficiența activității Comisiei Unificate de Control și a Comandamentului Forțelor Mixte de Pacificare nu este cauzată numai de poziția reprezentanților regimului de la Tiraspol, dar și se datorează mai cu seamă standardelor duble abordate de actuala conducere a statului și poziția oficialităților Federației Ruse, inclusiv din cadrul acestor mecanisme. Deciziile în comisie se iau prin consens, iar partea rusă și cea transnistreană fac un joc comun și evident că a se ajunge la un consens când să cadă de acord și partea moldovenească este foarte dificil. Federația Rusă, care are interes în Republica Moldova și în această regiune a Europei, nu poate fi mediator, nepărtinitor în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. În atare condiții, obținerea unor rezultate rapide în reglementarea transnistreană devine tot mai problematică. Situația este cauzată de doi factori importanți. Părțile au viziuni diametral opuse, referitor la ceea ce ar putea fi declarat soluționarea diferendului. Părțile tratează în modul convenabil lor, nu numai deciziile secundare, cum ar fi cele ale Cook, dar și acordurile internaționale. În povida tuturor problemelor evidențiate, misiunea poate avea succes dacă se va reuși, acționând, evident, consecvent, demilitarizarea zonei de securitate, inclusiv și evacuarea din zona efectivului excesiv al altor structuri ce acționează aici. Eliminarea, lichidarea posturilor de grăniceri, vamă, etc. Formula optimă de menținere a păcii în zona de est a Republicii Moldova urmează a fi definită cu participarea partenerilor externi și organismele internaționale. Iată câteva sugestii. Lărgirea spectrului de probleme prioritate, care să devină preocuparea reprezentanților din formatul politic de negocieri 5+2. Comisia Unificată de Control și Comandamentul Militar ar urma să fie transformate în instrumente de executare a deciziilor formatului politic de negocieri, schimbarea statutului reprezentanților Ucrainei și misiunii OSCE în comisie, de la cel de observator la cel de membri de plin ai comisiei, monitorizarea situației în zona de securitate de către o misiune de evaluare internațională, eventual OSCE, inițierea unor consultări în scopul elaborării unui nou acord privind menținerea păcii și stabilității în regiune, care ar prevedea transformarea mecanismului existent de pacificare într-un mecanism internațional și multinațional. Să reținem această radiografie a factorilor destructivi ce duc la tensionarea situației în zona de securitate. Consolidarea posturilor, structurilor de forță transnistrene prin manierea efectivilor și lărgirea spectrului de misiuni, primărirea efectivilor și lărgirea spectrului de misiuni în zona de responsabilitate a forțelor pacificatoare. Susținerea vădită a delegației transnistrene de către partea rusă. Blocarea continuă a ieșirii la locul incidentelor a observatorilor și comandanților militari. Condiționarea procesului decizional al mecanismului de bază al operațiunii de pacificare. Tendințele de înarmare și dotare cu tehnică militară performantă și ignorarea deciziei Comisiei Unificate de Control privind evacuarea din zona de securitate a tehnicii blindate care aparține contingentului militar rus. Delimitarea teritoriului de către administrație separatistă prin trasarea pretinsei frontiere de stat și instituirea controlului asupra fluxurilor de persoane, transport și mărfuri ce se deplasează în și din regiune. Instalarea în jurul localităților aflate sub jurisdicția autorităților de la Chișinău a unor posturi ilegale și îngrădituri improvizate, împiedicând libera circulație a cetățenilor. Remarcăm
în context lipsa de reacție a autorităților constituționale. Este inadmisibil ca autoritățile competente ale Republicii Moldova să nu întreprindă măsurile ce se impun pentru a stopa vânzarea către separatiști a moșiilor satelor noastre, inclusiv din raionul Băsar, pentru care în 1992 au plătit cu sânge combatanții noștri. Calificăm acest lucru drept o infamie, un act de trădare de patrie. Problemele nesoluționate în cadrul CUC, Comisia Unificată de Control, și în zona de securitate. Partea transnistreană se opune încercărilor observatorilor militari să verifice integral zona, în special unitățile militare, structurile militarizate și întreprinderile care dispun de potențial de producere a armamentului. Nici până astăzi nu există consens cu privire la instalarea posturilor de grăniceri, vamă, migrație, după reluarea circulației rutiere pe podul de pe Nistru în preajma localităților Gura Băcului, Băcioc. Sunt lăsate fără atenție multiplele plângeri și adresări ale populației din zona de securitate. Orașul Bendier, care are statut de zonă cu regim sporit de securitate, trece și el printr-o situație extrem de tensionată. Se creează impresia că, prin provocări de diferit ordin, Tiraspolul încearcă să escaladeze situația. Iar autoritățile regiunii continuă campania de intimidare a colaboratorilor de poliție din cadrul Comisariatului Bendier, insistând la evacuarea acestuia în localitatea Varnița. Rămâne tensionată situația și în penitenciarele numărul 8 și numărul 12, situate în orașul Bender și subordonate Ministerului Justiției al Republicii Moldova. În această ordine de idei, consider imperios necesară transformarea operațiunii de menținere a păcii în regiunea transnistreană a Republicii Moldova într-o misiune multinațională civilă cu mandat internațional, care va contribui efectiv la stimularea negocierilor, fortificarea încrederii, la garantarea păcii și securității în regiune. La formarea și desfășurarea acestei misiuni vor putea participa reprezentanți ai statelor membre ale OSCE, Uniunii Europene, Ucraine, Federației Ruse și a altor state interesate. Acestea ar fi impresiile pe care mi s-au creat pe parcursul acestor ani. Sigur că există încă o sumedenie de alte informații interesante, utile pentru cetățeanul interesat să afle ce se întâmplă în această zonă. Dacă cumva doriți să vă răspund la întrebări, o fac cu plăcere. Dacă nu, vă mulțumesc și vă urez tuturor o zi cât mai reușită. La revedere!